Gata. Terminați că n-am zis nimic. Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune în același oraș. Suntem în București. E un oraș interesant, nu? Sunt și anumite aspecte care îmi displac. Faptul că miroase urât, pute peste tot în orașul ăsta, efectiv peste tot. Dacă ies pe stradă, pute. Dacă mă urc în tramvai, pute. Dacă mă miros la sub braț, pute. Foarte aglomerat, sunt foarte multe reclame peste tot, foarte multe panouri, afișe. Eram la un moment dat pe stradă și am văzut un afiș cu Andra, cu cântăreața Andra, pe care scria Andra, mare concert la Sala Palatului pe 25 februarie. Și mai jos, undeva de sub, scria, la cererea publicului, Andra organizează un al doilea spectacol pe 24 februarie. Fine asta, al doilea spectacol înaintea primului, ce e asta, Războiul Stelelor, n-are... Cum ar fi fost ca emisiunea asta să înceapă direct cu sezonul 2? Ceea ce ar fi fost bine pentru Vio, că na, prinde două sezoane. Tuteam roșu. Aparent, Andra face lucrurile pe dos. Andra e genul de om care mai întâi face hemoroi și apoi mănâncă picant. Eu cred că... E mirică! Nu pot să cred ce surpriză! Mirică! Dumitru mirică! Sergiu mirică! Nu e așa că e foarte simpatic? E simpatic rău, da, e foarte simpatic. Cred că e cel mai frumos băiat din stand-up. Pe Mirica l-am văzut și în deschiderea Sala Palatului, mi se pare, la Costel. Mirica este dragostea noastră a tuturor. Mirica este aproape de pragul ăla de arată prea bine ca să-l mai placi. Așa, vă ziceam de Andra. Andra are doi copii, unul de 4 ani și unul născut de 8 ani. Dacă Andra face sex, 9 luni rămâne virgină. Dar sunt foarte multe afișe, mai mergeam la un moment dat, am văzut un afiș care promova o emisiune la radio și era o poză cu doi băieți sub care scria Bogdan și Cătălin, condamnați la matinal. Așa își promovau ei emisiunea prin verbul a condamna, care sună destul de grav, adică sună de parcă i-a săltat garda din șomaj și le-a dat un loc de muncă astăzi. I-a condamnat să aibă un salariu. Aparent în România e un judecător care în loc de ani de pușcărie îți dă un job. Ceea ce nu e ok, că-l și văd acolo. Tu ești vinovat de tâlhărie și înșelăciune. 3 ani de taximetrie. Tu ești acuzat de abuz și pedofilie. Asta e foarte grav. 2 joburi. Cântăreț și preot. Da. Nu sunt numai reclame la emisiuni sau la concerte, sunt foarte multe reclame la produse. La șampoane, la haine, la medicamente. Eu stau într-un bloc care are pe el o reclamă la un medicament pentru probleme la prostată. Arată foarte urât pentru că e așa o pânză mare pe tot blocul. Sunt 10 etaje de penis bătrân și bolnav care arată urât. Camera mea pică fix pe prostată. Trebuie să stau în fiecare seară cu lumina aprinsă, se pare că e inflamată. Dar da. Asta este bătaie. Da. Hai să păstrăm și pentru finală. Știți ce nu înțeleg eu la București? Că stau de vreo 8 ani, 9 ani stau în orașul ăsta și nu înțeleg cum de oamenii încă își dau seama că eu sunt țăran. Că în ăștia 8 ani de zile m-am cizelat, m-am manierat un pic. Eu când intru în metrou dau bună ziua. La fiecare în parte, nu omit pe cineva. Am bun simț. Adică am fost acum câteva zile la mall și din bun simț am ținut unei doamne ușa rotativă. Tot ea a țipat o jumătate de oră la mine. Că bă, țărane, dă-mi drumul să ies, nu pot să respir. Nici măcar un te rog n-a zis, dar cumva tot eu sunt la mine. Am fost să-mi iau o pereche de pantaloni, de blugi, că de-aia am venit la ora și să port blugi. Am intrat în magazin, mi-am ales pantalonii, i-am probat, am fost la casă să-i plătesc, cum se face la oraș. Doamne, de acolo mi-a luat banii, mi-a împachetat, mi-a dat și îmi zice să-i port sănătos. Cum adică? Și dacă-s bolnav, care e problema? Serios, am dat toți banii pe geaca asta, vreau să-i port indiferent de starea mea de sănătate. Sunt blugi, nu geci, dar vreau să-i port oricum. Dacă răcesc, trebuie să-i dau înapoi. Trebuie să ies în kilos pe stradă. Kilos pe care trebuie să-i port cu plăcere. Am atât să mă duc la mall cu adeverință de la medic că sunt apt să port haine la suprapreț. Bună ziua, domn doctor, sunt băiatul cu H&M-ul pozitiv, dacă... Ok. Are și o alură de Jim Carrey. Da. Replica asta e la fel de inutilă ca aia cu să ai poftă. Aproape la fel de inutilă. Știți, nu vi s-a întâmplat niciodată să mâncați undeva și în timp ce mâncați să vină cineva să vă zică să ai poftă. Eu mâncam cu scârbă până să vii tu. Înghițeam cu noduri, mâncam și vomitam, că nu mi-am dat seama să mănânc cu poftă, noroc cu tine, eroul meu. Eu nu vin la tine la pișoar să-ți urez curgere ușoară și fără arsuri. De ce? De ce ne băgăm în seama? Mamă!
E foarte tare, da. Da. Dar, în schimb, e frumos la București. Am 27 de ani, viața e frumoasă. La 27 de ani e o vârstă drăguță, pentru că e vârsta la care în cercurile mele de prieteni a început să se vorbească despre sex. Că na, e perioada în care corpurile noastre se schimbă, ne descoperim pe noi înșine, e foarte drăguț. Prietenii mei au fantezii, cei mai mulți prieteni ai mei au fantezii. Și am observat că una dintre cele mai comune fantezii pentru bărbați este să facă sex cu o femeie în uniformă. Gen cu un polițist sau un medic, mamă, cât de mișto e, ce sexy, ce tare e uniforma aia. Nu știu, nu sunt neapărat de acord cu chestia asta, că nu haina face pe om, e și vorba aia, nu haina contează. Degeaba îmbraci o repetentă la costum și o pui prim-ministru. Ați văzut ce s-a întâmplat? N-a luat-o nimeni să răspunde. Degeaba... Critică politică, wow! Wow! Mirica, Mirica, dar ridică! Gata, eu am un favorit pe sezonul ăsta. Ce vreau să spun e că degeaba era îmbrăcată ca atare, degeaba era îmbrăcată, nu e în serios. Eu nu pot să îmbrac pe iubita mea în poliție și apoi să facem jocuri de roluri în pat, că vine la mine și zice, domnule Mirica, sunteți arestat. Și eu întreb în baza cărei legi. Să blochează, că n-ai citit Constituția, nu știu. Degeaba are cămașă și chipiu. Fă-mă să cred. Mi se pare că cel mai bine, dacă ai fantezia asta, combine-te cu un medic sau cu un polițist, sau cel mai bine încearcă să-ți adaptezi fanteziile după meseria iubitei tale. Nu știu, dacă e măcelar, așteaptă un curgul atârnat în frigider. Poate... Poate este ceva. Bravo! Gata? Gata. Da. Ah, that's my stand-up. Da. Stand-up.